Bună, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cele mai neobișnuite școli din lume. Școala subterană din America. Chiar dacă este greu de crezut, da, chiar există o școală subterană. Școala a fost construită în anii 70, când a fost criza de energie din America. Experții au creat această școală care se poate încălzi singură. În ziua de azi, școala este un monument turistic. Toată lumea este surprinsă când vede asemenea școală. Școala care plutește din Cambodgia. Următoarea noastră școală nu este una exotică, ci este o școală care plutește pe apă. Această școală nu este o surpriză în această zonă, deoarece toate casele și magazinele plutesc pe apă. În această școală studiază peste 60 de copii. Școala are doar o singură sală de clasă. Copiii vin la școală în bărți speciale. Școala Iucutia din Rusia. Această școală este poziționată în Rusia Arctică. Este o școală de nomazi și are 2 sau 3 profesori, iar numărul de elevi nu depășește 10. Elevii acestei școli primesc aceleași cunoștințe ca și ceilalți copii din lume. Ei au și acces la internet prin satelit. Școala din mijlocul peșterii. Oamenii din China surprind cu anumite lucruri. Cel mai bun exemplu este o școală într-o peșteră. Aceasta este poziționată în munți, în satul Jero din provincia Guzo. Școala are peste 180 de elevi și o profesor. Școala are săli de clasă și teren de joacă. Școala Cub din Danemarca. Această școală din sticlă cu formă de cub este de fapt o sală de clasă uriașă, unde vin peste 1100 de licieni. Lecțiile sunt ținute în același cub de sticlă, iar spațiul este împărțit în diferite secțiuni de formă rotundă. Spațiul a fost gândit în acest fel pentru a încuraja gândirea creativă și flexibilitatea elevilor. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i un share și abonează-te la canalul meu. Eu sunt Avion cu Motor și ne auzim curând!